Diana este alături de noi, bună dimineața. A venit să ne spună, cred că pârâi altceva, bă, totuși. Poate o fi cutiuța asta. Stați că mi-o aranjez. Gata. Diana a venit să ne spună că sunt și altfel de cadouri pe care le putem face, nu neapărat flori care să se usuce. Poate s-au plictisit de mărțișoarele banale, rudele voastre apropiate, și atunci unei femei poți să-i faci un cadou mai smart și să se bucure mai multe zile de el. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa este, noi toate ne dorim să fim frumoase. Așa că niciodată nu putem să dăm greș dacă oferim frumusețe în dar. Aici nu ne contrazicem, și noi ne dorim să fiți frumoase. Ar fi ciudat să fie altfel. Deci la asta suntem în consens. Bun! Și niciodată tratamentele de înfrumusețare nu se vor demoda, așa că un cadou foarte potrivit ar fi un card. Un card de genul acesta pe care să-l oferim doamnelor și după aceea ele pot să își aleagă ce tratamente de frumusețare pot să facă într-un salon. Am crezut că e card de bancă, m-am speriat. Deci nu e card de bancă, e un card voucher. Este un card voucher pe care îl facem în cadou, fie alegem noi niște tratamente sau un pachet de tratamente, fie punem o anumită sumă de bani, dar întotdeauna trebuie să fim atenți ce fel de clinică sau salon alegem, ceva ce ne-ar plăcea și nouă, unde ne-ar plăcea și nouă să mergem și unde, bineînțeles, se respectă toate condițiile de siguranță, mai ales în acest moment. Deci astăzi facem un top al cadourilor, sigur, într-o ordine, un top al cadourilor pe care le puteți face. Deci locul 5, să zicem, este un card, pentru că e la îndemâna tuturor. Îți ia puțin timp, faci alegerea, îl încarci și aștepți. Locul 4. Locul 4 ar fi un kit cu produse pentru păr. Cum ne dăm seama că îi plac produsele pentru păr? Dacă este, sau ce produse pentru păr îi plac? Dacă este o persoană apropiată, este foarte ușor. Ne uităm în baie, vedem ce brand folosește, ce produse folosește și alegem. Dacă nu știm exact, atunci întotdeauna mergem pe un kit de hidratare, pentru că nu dăm niciodată greș, hidratare și volum vrea toată lumea. Nu luăm decăderea părului, dacă și-a singură. Noi îi luăm de hidratare. Nu îi luăm pentru fețe îmbătrânite, da? Nu luăm cremă, chiar dacă e cea mai scumpă. Nu luăm pentru față îmbătrânită, că dăm cu bățul în baltă. Luăm pentru hidratare. Pentru față depinde ce vârstă are. Dacă este deja o persoană matură, atunci îi luăm produse de fermitate. Sigur, evităm produsele antirid, să nu scrie pe ele crema antirid, dar mergem pe fermitate, putem să mergem pe produse pe care scrie lifting sau putem să mergem pe produse care se potrivesc pentru toată lumea, adică care hidratează, protejează și implicit dau și fermitate. Și avem opțiunea de a ne face propriul cadou personalizat. Toate magazinele de cosmetice, inclusiv cele online, în această perioadă au oferte, au deja kituri gata făcute cu un preț special sau putem să ne concepem propriul kit. Și atunci noi alegem, punem în el o cremă, de exemplu, punem un lac de unghii, punem un demachiant, ce anume dorim, și e foarte important și cum sunt ambalate. Pentru femei în special, modul în care oferim cadoul și cum este ambalat e foarte și important. Flori. Și apoi să spun că mi-a venit o idee de business, ar putea să ne ajutăm unul pe celălalt. Ce-ar fi să facem împreună o linie de creme? Atenție, antreprenori! O linie de creme, pe toate să scrie mare, cremă pentru femeie până în 22 de ani. Ați prins-o? Și toate cadourile de 1 martie și de 8 martie vor fi crema mea. Bineînțeles că nu ești nebun să iei cremă pentru femei de peste 80 de ani. Nu, e crema pentru femei de până în 2. O împachetăm frumos și o livrăm. Genial, sunt genial astăzi. Îmi vine să mă pup. Mergem mai departe. Dacă vrem să nu dăm greș, cu lacurile de unghii este foarte simplu. Sigur că nu-i oferim doar un lac de unghii, cred că este prea puțin. Exact. Dar ne uităm ce culori poartă pe unghii și atunci, dacă poartă roz, de exemplu, atunci luăm mai multe game de roz. Sau îi luăm ultima colecție, o colecție întreagă, și tot așa avem grijă să fie ambalat foarte frumos. Ok. Nu dăm aici greș. Tu, Diana, ești foarte... Cum să zic eu, ne supraevaluez pe noi bărbații. Noi nu distingem culorile între ele, tu vrei să distingem nuanțele.
ci că mă uit să văd cam ce culoare folosește și iau în zona aia. Aici crezi prea mult în inteligența noastră, dar mă rog, te las să speri. Mergem mai departe. Femeile apreciază de asemenea cadourile cu mesaj. Și atunci, dacă îi luăm un cadou pe care scrie Beauty in a Bottle sau o inimioară sau ceva, în orice caz, cât de frumoasă este, sau aurii care o duc cu gândul la bijuterii, nu avem bani sau nu avem bugetul să-i oferim o bijuterie. Okay. Dar putem să-i oferim cadouri de beauty care sunt inspirate de bijuterii. Unele cadouri de beauty sunt împachetate, foarte drăguț, trebuie să recunoaștem, și shiny, cum vă place vouă, fetelor, de orice vârstă. Bun. Un cadou foarte, foarte util, mi se pare un kit pentru făcut manicura acasă. Aole. Pentru că este un kit pentru... Sunt anumite descoperiri în cosmetice care ne schimbă viața, cum ar fi epilatul definitiv sau cum ar fi lacul semipermanent. Pentru că să ai o culoare sau unghiile impecabile timp de două săptămâni plus este ceva extraordinar pentru o femeie. Okay. Și în ultima vreme noi suntem foarte ocupate, foarte grăbite și poate nu întotdeauna avem timp să mergem la salon. Și atunci aici avem un kit complet cu absolut tot ce are nevoie o femeie ca să-și facă unghiile acasă. Este foarte, foarte simplu. Sigur, nu o să iasă exact cum ies în salonul nostru preferat, dar în orice caz, o să avem unghii frumoase. Asta este deja top. Dacă vrei să faci un cadou, să nu uităm că e 1 martie, adică o mărțișor. Așa este. Eu zic că este un cadou de top și prețul deci nu este foarte ridicat. Nu este, dar e Star Trek față de un mărțișor cu 2 lei, o potcoavă, Diana. Da, mă rog, mai negociem. Un mare minus are acest kit. Nu știu în ce țară e făcut, dar kitul de unghii are un mare minus față de manicurista de la colț. Nu are bârfele Mariane. Aha. Cu cine mai stai să mai afli? Cine cu cine s-a mai... Cine a slăbit? Cine s-a îngrășat? Cine cu cine s-a polișat? Asta cam așa este. Dar acum eu ți-am prezentat mai multe opțiuni. Hai să vedem care zici tu că ar fi, de exemplu, cadou potrivit pentru Ramona. A, stai că eu imediat, păi eu cunosc colegele. Stai să vedem. Păr. Și-a făcut bretonul ăsta, i-a spus Răzvan că o să-i stea senzațional. Și i-a spus Răzvan. Păr. Dar chiar îmi stă, nu mai e. Stai că eu vorbesc cu Mariana mea. Păr, nu. Unghii. Nu? Nu te bagi acolo, că nu e complicat. Nu te bagi la unghii? Iei niște de-astea pentru volum de gene. Păi n-am pe masă, Răzvan. Avem păr, față. Vrei gene cu volum? Unghii. Tratamente. Da, ai tu. Gene! Sau voucher. Ia-i un voucher. Ceva mai... Da, și din voucher ce pot să iau sau ce pot să fac? Nu, ceva mai impersonal decât un voucher nu... Nu există. Păi da, dar pare că nu te pricepi. Nu-ți bați capul, Răzvan. Păi da, dacă e foarte apropiată, nu e voucher. Dacă e o persoană pe care o știi așa. Păi zi-mi, babo, unghii, păr, da? Sau piele? Piele. Piele. Bun, piele. 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 Deci o cremă hidratantă, că dacă ai o cremă de bătrână, te superi. Da. Deși nici tu nu mai ești la prima... Azi e ziua complimentelor, Dănuțule. Adună-te un pic. Scuze. Deci, hai, rămânem cu trageți o concluzie, vă rog. Da, concluzia este că ți-am adus mărțișor, Ramona, m-a ajutat Diana. Mulțumim pentru idei. Cred că s-au prins oamenii că, mai în glumă, mai în serios, poți să faci ceva mai mult decât un simplu mărțișor, măcar pentru una din casă, dacă nu și pentru maică-ta. Atenție, noi suntem în plină campanie, cu mame mai ales, mame sunate foarte rar. Poate vă dăm idei și le trimiteți ceva mamelor acasă, poate ne ajută și Diana. Să ne vedem cu bine, mulțumim! Mulțumesc! Și să ai o primăvară frumoasă! Mulțumesc mult!